Salutare acvari și acvariste! În primul an al canalului v-am prezentat mai multe aspecte practice și urgente legate de filtre, și anume întreținere, curățare și câteva aspecte teoretice de bază care pot fi destul de importante ca să menține sistemul în siguranță. Începând de acum, o să produc câteva episoade în care o să intrăm mai în detaliu, o să analizăm situația mai în profunzime și o să vorbesc mai mult despre aspecte teoretice cu care, dacă le învățați, puteți să vă alegeți mai ușor filtrul pentru acvariu și totodată puteți să vă și construiți filtre performante. Motivul pentru care vă arăt această cutie este că nu prea am ce să vă arăt acum și timpul nu prea îmi permite să încep să caut poze pe care să le bag în înregistrare, deci o să fie o priveliște mai puțin interesantă. Totodată această cutie conține diferite tipuri de burez de care am să scap în curând, în curând însemnând după ce produc aceste episoade. Și așa ca o introducere, să știți cam despre ce o să fie vorba, va fi vorba despre materialul din care sunt confecționate bureții, despre densitate și despre elemente constructive, cum e așa o dezordine. Ca de obicei. Deci cam asta ar fi pe scurt și varianta lungă o să fie destul de lungă și pentru unii o să fie destul de plictisitoare. Eu mi-am pregătit un text și o să citesc din el și o să comentez cu ce mai de completat pe aici. Sper să aveți răbdare să ascultați totul până la capăt. În acest episod oricum va fi vorba despre subiectul alegerii filtrului și cred că asta o să vă intereseze cel mai mult. După aceea fiecare cum crede dacă vrea să-și construiască un filtru sau alte lucruri. Alegerea filtrului este la fel de importantă ca și alegerea acvariului. La amândouă situații trebuie să uităm de instinctul de a economisi bani. Nu vorbesc de risipă, nu vorbesc de lux, ci să cheltuim exact cât este necesar ca să avem un sistem bun încă din start. Dacă pornești cu stângul, de exemplu, dacă pornești cu un acvariu mic, ai cheltuit pe acvariu mic și va trebui să cheltuiești și pe acvariu potrivit. La fel și la filtrare, dacă ai cheltuit pe filtru mic, după aia va trebui să cheltuiești și pe un filtru mai mare. Adică costul este mult mai mare. Nu o să vorbesc prea mult despre la ce prețuri să vă uitați, nu o să vorbesc prea mult despre mări și modele, deși s-ar putea să amintesc una alta, să vedem dacă uit până la capăt. Și însă am să vorbesc despre 3-4 calcule care sunt destul de importante și vedem după aia ce mai rămâne de comentat, de discutat. Presupun că unii dintre voi au mult mai multă experiență decât mine și dacă aveți lucruri de adăugat sau de corectat, vă rog să comentați și cam asta ar fi. Primul indicator de performanță la care ne uităm la un filtru este raportul dintre volumul total de apă din acvariu și debitul motorului. Și dacă ne uităm la webshop-uri, putem să vedem acolo că aproximativ la toate mărcile și modelele de filtre găsim două specificații. Un parametru este debitul motorului, câți litri pe oră poate să debiteze și celălalt parametru este volumul de apă pentru care este destinat. De exemplu, un filtru la care scrie că debitează 200 de litri pe oră va fi potrivit pentru un acvariu de, să zicem, 50 de litri, 60 de litri. Așa zice producătorul. Acum experiența dictează alte valori și o să intru imediat în detalii. Deci părerile se împart în ce privește valoarea ideală și această valoare mai depinde și de alți factori, cum este prezența plantelor, mărimea și forma decorului, precum și al acvariului. Adică degeaba am eu un debit destul de puternic la motor, să zicem că e debitul potrivit pentru acea mărime de acvariu. Dacă am o grămadă de plante, mai am și decoruri, lemne și așa mai departe, adică o grămadă de obiecte care frânează apa și apa nu va circula cu viteza cu care a fost testat filtrul. O să vă arăt și acvariul ăsta mic între timp. O să vedeți și puieții plate, o să mă vedeți și pe mine fără tricou. Deci dacă e cineva așa mai puritan, mai, nu știu, mai
cu etichetă, s-ar putea să nu vă placă, asta este, aici sunt 26 de grade și pentru mine e mult. Da, despre puieți plate o să mai vedeți în episoadele următoare. De fapt am încurcat ordinea cronologică pentru că ar fi trebuit să urmez un vlog cum au ajuns ei aici și după aia să vă arăt asta, dar îmi doream de foarte mult timp să fac acest episod. Ok, deci de ce este important acest debit? De ce vrem noi să învârtim apa de nu știu câte ori pe oră? Explicația este destul de simplă. Dacă avem un debit destul de suficient, atunci apa are o viteză destul de mare ca să ne poarte mizeria înapoi înspre burete și atunci buretele va captura mizeria și o să avem substratul mai curat. În cazul în care sunt prea multe plante și debitul nu este destul de puternic, mizeria se acumulează pe substrat, o să producă alge, ca să zic așa, și o să arate urât, exact ca la mine. Deci în cazul meu, din păcate, se aplică a doua situație cu depunerea mizeriei pe substrat. Încă mai lucrez, încă mă mai gândesc cum să rezolv asta. În teorie se zice că trebuie doar să măresc debitul, în practică am acolo decorul și diferite obstacole tehnice care nu îmi permit să fac acea trecere la o performanță superioară. Deci pentru asta este mai mult important debitul. De ce este important să mișcăm apa în acvariu? Răspunsul este tot așa simplu. Un filtru care face apa să circule va asigura uniformitate în temperatură și în chimie. Adică în partea de jos am aceeași temperatură ca și în partea de sus. În partea de jos am aceeași structură chimică a apei ca și în partea de sus. În caz contrar, am avea aceste stratificări ale apei, jos ar putea să fie toxică din cauza acumulării de mizerie și sus ar putea să fie ori prea caldă sau potrivit de caldă, dar jos ar fi prea rece în timpul iernii. Există o valoare de referință care zice că debitul trebuie să fie de aproximativ 3-5 ori volumul de apă. Să zicem, dacă ai un acvariu de 100 de litri, atunci filtrul ar trebui să debiteze între 300 și 500 de litri pe oră, da? Deci asta este explicația simplă. Acum, încă un factor care influențează alegerea filtrului este tipul de pești pe care aveți. De exemplu, beta nu știe să înoate destul de bine și pentru asta ori îi asigurăm locuri foarte bine izolate sau protejate de acești curenți de apă, ori alegem un debit mai mic și atunci trebuie să recalibrăm tot sistemul, inclusiv aranjarea plantelor și a decorului. Deci există pești pentru care un debit ideal nu este chiar ideal. Un alt lucru ce se mai poate face în cazul acestor pești este să folosim un așa numit sprinkler. Nu știu denumirea românește, însă pot să vă arăt o chestie similară. Deci la ieșirea din filtru se va conecta un tub din ăsta cu găuri. Bine, nu este mărimea asta, de obicei. Dacă vă uitați la filtrele interne ieftine, vedeți că au un fel de pipă sau ceva de genul acela prin care se distribuie apa pe un rând sau pe mai multe rânduri. Un asemenea obiect, un sprinkler de genul acesta, va face posibil să avem același debit sau un debit similar, însă nu va fi un jet de apă puternic, ci va fi o uniformizare, să zicem, cei 500 de litri de apă pe oră, ori să iasă pe o suprafață mai mare, adică suprafața va împărți puterea în raport cu numărul găurilor. Deci în primul pas am aflat ce debit trebuie să aibă filtru. Pasul următor este să alegem dimensiunea materialului filtrant. În continuare voi vorbi de bureți pentru că am experiență cu aceștia, dar să țineți cont că filtrele mari din comerț, în special cele externe, sunt dotate și cu alte materiale, cum ar fi piese ceramice și câteodată carbon. Ce am descoperit eu este că un burete cu un volum echivalent cu 1% din volumul total de apă este de ajuns atunci când acvariul nu este suprapopulat. Adică dacă ai un acvariu de 100 de litri, volumul buretelui să fie de minim 1 litru. Ca să calculați volumul unui burete, vă rog să accesați episodul relevant. Dacă nu o să uit, o să pun și un link în descriere. Titlul e ceva de genul Matematica pentru acvariști.
iar acest 1% din volumul total de apă este potrivit atunci când populația de pești nu este exagerată. Deci la orice exagerare ne trebuie și un filtru exagerat de mare, ne trebuie schimburi de apă dese și mari și așa mai departe. Să zicem, acum un acvariu meu în care am 70 de litri, un acvariu mare, o populație de 10-15 pești platii pot să trăiască ok și să nu trebuiască să curăț filtrul foarte des. Nu există așa ceva că e prea mult material filtrant, cel puțin din câte știu eu, însă există prea puțin. Acum ce e prea mult va fi limitat în practică de bugetul tău, de simțul tău estetic și de spațiu pe care îl ai în camera în care ții acvariu. Deci întotdeauna merge spre un volum de material filtrant cât mai mare. O să vă dau acum un exemplu concret ce înseamnă același debit și alt material filtrant. Aici vedem un filtru mic de 200 de litri pe oră de la Boiu. Asta e categoria aia de cacao. Deci când vă cumpărați un asemenea filtru, nu puteți să țineți pești cu el pentru că se va colmata tot timpul. Imediat o să vă arăt și un alt filtru. Acest filtru de la Juvel are un debit de 300 de litri pe oră, adică e doar cu 50% mai mult față de filtrul pe care vi l-am arătat. Și uitați-vă ce diferență există între cele două, da? Deci e foarte mare. Cei de la Juvel și-au dat seama că asta este necesarul nostru, adică de asta avem noi nevoie acvariștii, ca să avem acvarii în care nu trebuie să curățăm filtrele la fiecare 5-7 zile. Și dacă ne uităm în compartimentul de filtrare, aici vedem că avem bureți destul de mari. Da? Deci, deși debitul a crescut foarte puțin față de primul exemplu, volumul materialului filtrant este mult mai mare. Deci aici avem un loc de 40-50 de centimetri cubi, în jur de 200-250 centimetri cubi. Mărimea materialului filtrant va însemna curățări mai rare și va însemna și o apă destul de curată, mult mai curată, și o să intru imediat în detaliu, o să le pun mai încolo. O altă abordare cu care putem estima necesarul materialului filtrant este calcularea raportului dintre volumul materialului filtrant și debitul pompei. Prin acest calcul putem obține o cifră care să ne ghideze în alegerea echipamentului. Să luăm exemplu filtrul meu în starea din fabrică, adică arăta așa, da? Deci era mărimea asta și starea actuală. În amândouă cazuri debitul este de 200 de litri la oră, însă volumul materialului filtrant diferă. În primul caz avem 45 de centimetri cubi. Dacă e să împărțim 45 cu 200, rezultă 0,2 și ceva. După ce am modificat filtrul și am pus un volum de material filtrant de circa 450 de centimetri cubi, aproape 500, cam așa mi-amintesc că am făcut calculul, raportul a devenit 2,2. Deci, practic am înzecit volumul materialului filtrant și eu sunt foarte mulțumit cu acest raport și cred că cifra se poate folosi ca valoare de referință. Deci mai pe rămânește un filtru a cărui raport este în jur de 2 și care este dotat cu burete cu canale relativ largi, poate fi un candidat bun la postul de filtru ideal. Acest raport va influența viteza cu care apa trece prin material și acest lucru este foarte important de reținut. Ca să înțelegeți mai ușor, voi da exemplu apelor curgătoare în raport cu sedimentele. Când ne uităm la cursul superior al unui râu, putem observa cu ușurință că doar pietrele mari rămân fixe. Orice alte particule vor fi duse cu forța înspre cursul inferior. Odată ce acest râu primește afluenți și devine din ce în ce mai încet, particulele încep să se depună pe fundul râului. Astfel se formează acele straturi groase de nămol. Atunci când am făcut Carpat filterul, vedeam că buretele originale avea canale mai înguste și buretele care ar urma să fie folosite avea canale largi. Și îmi făceam griji că apa va trece prin bureț odată cu particulele și acvariul va arăta jalnic. Abia după ce am construit filtrul, am văzut că rezultatul era o apă și mai curată încă din primele zile și, odată cu trecerea timpului, această claritate era și mai aproape de perfecțiune.
Mi-a luat luni întregi până ce am realizat ce s-a întâmplat. Aceeași cantitate de apă trecea printr-un material de 10 ori mai mare, deci viteza apei filtrate era redusă considerabil, creând astfel posibilitatea ca particule să se depună înăuntru bureților. Deci, după cum este și în acest text, contează foarte mult dacă 200 de litri pe oră trec prin 45 de centimetri cub de burete, adică ar veni echivalentul cam atâta de aici, da? Cred că arăt bine. Sau dacă același volum de apă va trece în același timp printr-un burete atât de mare, adică viteza va fi distribuită relativ uniform și apa o să treacă prin burete atât de încet încât particulele au timp să se lipească, să se agațe de aceste canale, de pereții canalelor. Deci cam asta ar fi principiile de bază după care ne ghidăm în alegerea filtrelor. Am să recapitulez acum. Primul este debitul motorului, care se alege în funcție de mărimea acvariului. Deci dacă ai un acvariu de 100 de litri, o să trebuiască un filtru de 300-500 de litri pe oră. Deci formula ar fi de 3-5 ori volumul apei din acvariu. Al doilea lucru este dimensiunea materialului filtrant. Deci după ce am ales un set de filtre care se potrivesc cu necesarul nostru în materie de debit, ne vom uita care are cel mai mult material filtrant. Dacă avem 5 filtre care toate debitează câte 500 de litri pe oră, o să alegem filtrul cu cel mai mult material filtrant. Materialul filtrant va fi aproximativ 1% din volumul total de apă, deci la un acvariu de 100 de litri o să avem un volum filtrant de 1 litru sau mai mult, dar cam aici ar fi bine să ne stabilim minimul necesar. Și un al treilea raport este cel dintre volumul materialului filtrant și debitul pompei, care este bine să fie undeva pe la 2 sau mai mult. Deci dacă împărțim volumul în centimetri cubi la debitul motorului care este exprimat în litri pe oră, cifra rezultată trebuie să fie mai mare de 2. Asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Azi nu am fost destul de bine focalizat, însă m-am străduit să vă dau toate informațiile necesare. Și cam atât. Ne vedem în episodul următor. O zi frumoasă să aveți. Salut!